și de pe alte plaiuri ardelene. Recunosc că pentru noi este o mare mândrie și bucurie, în primul rând că am adus la lumină această carte, pe care o considerăm foarte importantă pentru noi brașovenii, și în al doilea rând este un alt motiv de mândrie, faptul că îi avem parteneri pe cei de la FCN, care, uite, susțin astfel de proiecte care aduc în lumină valorile locale. Este al doilea proiect de acest fel și faptul că FCN-ul se îndreaptă către noi pentru a finanța astfel de proiecte spune foarte multe despre valoarea transmisă de aceste cărți. Alături de mine se află inițiatorii și realizatorii în mare parte acestui volum foarte frumos, doamna istorică Alexandru Stănescu și soția dânsului, doamna Lia Stănescu, care a realizat toate ilustrațiile foarte frumoase din această carte. Pentru noi, vă spuneam că este un motiv de mândrie, pentru că reușim astfel să perpetuăm valorile locale, patrimoniul local, care este foarte valoros și, cred eu, unic, dacă nu în România, cu siguranță și în lume. Vă mărturisesc, poate pornind de la un exemplu personal, copil fiind, veneam la paradele junilor și am fost mereu impresionată de această coeziune și de această frumusețe a obiceiurilor și portului și poveștilor pe care dumneavoastră le aveți în comunitatea dumneavoastră și astăzi în sală se află copilul meu. Deci depinde doar de noi să ducem mai departe ceea ce simțim și astfel, uitați, lucrurile ajung din generație în generație să fie povestite și prezentate și să nu fie date uitării.